România este în plin val de viroze la copii, chiar cel mai agresiv val din ultimii 10 ani. Spitalele sunt pline, iar formele sunt grave, unii pacienți ajungând chiar pe secțiile de terapie intensivă. Cifrele de la Institutul Național de Sănătate Publică arată că doar săptămâna trecută au fost înregistrate peste 97.000 de cazuri, în creștere cu 276 de cazuri față de săptămâna anterioară. Ceea ce este important să observăm se referă la cazurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Vorbim de un număr mult mai mic, adică un sfert față de ce infecții respiratorii avem acum. În ceea ce privește prevenția populației generale, autoritățile subliniază importanța igienei mâinilor și implicit respectarea acestor pași zi de zi, cum ar fi evitarea contactului apropiat atunci când vă întâlniți cu alte persoane, nu atingeți fața cu mâinile murdare, nu strănutați în mâini, ci în cot, evitați pe cât posibil locurile aglomerate, ca mall-urile de exemplu, și cel mai important, stați acasă în caz că simțiți primele semne de răceală. Remediile naturiste, care sunt extrem de eficiente, mai ales în acest sezon al răcelilor, al gripei și al bronșitelor pe care îl traversăm, ni le spune imunologul Mădălina Popescu. Dacă copilul are febră, consider că e mai bine ca hrana lui să fie fără proteină animală. În schimb, apropo de metode tradiționale, frecția în cazul unui copil cu febră este foarte eficientă. Noi recomandăm frecția cu tinctură de gălbenele, care scade febra foarte eficient. Pentru tuse sunt ceaiuri foarte bune, ceai de cimbru, care este foarte bun, cel de lemn dulce, la fel de recomandat pentru tuse, la fel și siropurile, sirop de pătlagină cu miere, relatează Antena 3.ro.